Un tânăr din Bumbești e viu, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit cu un cuțit. Se pare că victima și agresorul l-au băut bine în același local, iar după aceea s-au luat la bătaie. Detalii ne aduce însă colega mea Loredana Sava, care a urmărit subiectul. Loredana, te ascultăm ce s-a întâmplat. Bun găsit! Incidentul s-a petrecut într-un bar din orașul Bumbești-Jiu, județul Gorj. După ce au băut bine, doi bărbați din localitate s-au luat la ceartă, iar până la bătaie a fost doar un pas. Unul dintre ei, de 38 de ani, a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe tânărul de 21 de ani în zona abdomenului. Victima a fost rănită și a fost transportată la spitalul de urgență din Târgu Jiu. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat de tentativă de omor. Alții doi tineri de 22 și 26 de ani din aceeași localitate au participat la scandal și chiar l-ar fi lovit pe agresor. Și ei au fost reținuți de polițiști pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Din cercetările polițiștilor se pare că cei trei tineri ar fi exercitat acte de violență asupra agresorului, iar acesta l-ar fi rănit pe tânărul de 21 de ani.